cultor în această dimineață în locașul de închinare și în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă invit să deschidem ora de rugăciune cu cântarea numărul 626. Ajută-ne, Doamne, ca să primim cuvântul Tău cu bucurie și să dorim să facem schimbările în viața noastră de care mai este nevoie. Ajută-ne să fim atenți și fă Tu, Doamne, ca să fie într-adevăr o zi binecuvântată de sabat. Binecuvântează Tu pe fratele pastor care va împărți cuvântul în această zi și ajută, Doamne, ca bucuria acestei zile să umple viața noastră. Îți mulțumim pentru că Tu ne asculți și vei face mai mult decât noi ți-am cerut. În numele Domnului Iisus. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Bine ați venit la biserică! Și Dumnezeu să fie lăudat pentru dimineața aceasta frumoasă de sâmbătă. Aș dori să cântăm, să citim din Scriptură și să ne rugăm și să facem jumătatea aceasta de ceas ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și ceea ce ne ajută pe noi să creștem în har. Cuvântul Domnului zice așa: dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi, El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Amin. Dă-ne ajutor în necaz. Sigur că cei mai mulți dintre noi avem senzația că necazurile ni le rezolvăm noi.
Însă să știți că nu e chiar așa. Dacă am ști de câte necazuri ne păzește Dumnezeu în fiecare zi, ne-am speriat. Eu am încercat într-o zi să contabilizez încât se poate face lucrul ăsta, că e un pic aiurea, să văd de câte ori mi-ar lua poliția pe zi carnetul dacă ar fi prezent acolo. Adică, ba trec pe o linie continuă, ba nu dau la trecerea de pieton ceva, ba... Nu. Și am depășit 10 ocazii pe zi de câte ori ar fi trebuit să-mi ia carnetul, cel puțin în ziua aceea. Și m-am gândit, nu, mă prinde peste vreun an și poate îmi dau amendă zdravănă și eu mă supăr. Cum să mă supăr că dacă într-o zi trebuia de atâtea ori într-un an de câte ori se întâmplă, da? Ei, dacă am putea să contabilizăm de câte ori pe zi ne dă ajutor Dumnezeu în necaz, eu vă spun ceva, noi ne-am speriat. Și sunt atât de multe necazuri care le trage din fața mea și din fața voastră, nici nu știi că era cât pe ce să se întâmple. Și așa în dimineața aceasta să îi mulțumim la Dumnezeu că ne ajută în necaz și să-L lăudăm. Și dacă cineva își dorește o cântare, zi toate. 82. Haideți să-L lăudăm pe Domnul cu imnul 82, pentru că Domnul ne ajută în necaz. Imnul 82. Da, acest nume frumos este numele lui Iisus, numele celui care în orice necaz al vieții noastre, El intervine. Și în momentul în care El decide să nu intervină în necazurile unor oameni, lucrurile sunt cam terminate. Adică, și dacă într-o zi ai necazuri pe care le vezi, și simți că nu le mai poți duce și ai răzbit să treci din ele, să știi că nu te-ai răzbit, că te-a ajutat Dumnezeu. În dreptul oamenilor unde Dumnezeu nu mai ajută în necaz, oamenii aceia, să nu vă supărați pentru ce urmează să vă spun, oamenii aceia mor.
s-a terminat. Adică, pe lângă nenumăratele ocazii când Dumnezeu ne ajută în necaz, fără să fim conștienți, când suntem în necaz și observăm toate că se prăbușesc și pe urmă ieșim din ele, Dumnezeu ne ajută să ieșim din ele. Când Dumnezeu nu te mai ajută să ieși, viața se încheie. Da. Și de ce decide să nu mai ajute? Asta deja este o problemă care scapă cel puțin controlului meu. Dumnezeu controlează lucrul acesta și El spune că numele mele și numele tale, zilele mele și zilele tale sunt numărate și sunt nici mai mult, nici mai puțin decât exact a decis El. În Psalmul 139 sau 37 zice: toate zilele mele erau cunoscute înaintea ta, înainte să fi trăit câte din ele. Niciuna. Niciuna. Bine, cu ce cântare mai lăudăm pe Domnul pentru că ne dă ajutor în necaz? 87. Eu am un scump prieten. Amin. Amin. Pasajul pe care l-am citit continuă și spune că zadarnic este ajutorul omului. Da, sunt plăcut impresionat când aud oameni mari, seculari, adică nu religioși, poate, care fac declarații uimitoare despre Dumnezeu. Și unii dintre aceștia sunt mari profesori în medicină și care recunosc că ce fac ei este o mică
datorie și Dumnezeu este Cel care, de fapt, repară. Cunosc pe cineva din zona rudelor mele, să spun așa, care cu mai mult, cu vreo 4 ani în urmă, a fost diagnosticată cu cancer și a fost operată și părea că totul să se stabilizeze. Și după 4 ani de zile a reapărut în metastaze și are așa ciorchini de noduli peste tot, ieșiți, și e așa de dură situația și atât de disperabilă, să-i spun așa. Și am mers din nou la medic și a curățat-o de toți nodulii ăștia care au ieșit, dar știți cât ține ajutorul ăsta? Nu ține deloc. O vreme, săptămână, o lună. Și aici zice că ajutorul omului este cum? Zadarnic. Dacă Dumnezeu ar porunci bolii acelea, gata, ea s-ar opri. Nu știm de ce Dumnezeu nu poruncește asta, sau poate că știm. Însă, aș vrea în dimineața asta, deși poate că pare un pic pe de-andoasele, aș vrea să cântăm o cântare și să lăudăm pe Dumnezeu că El nu ne lasă la ajutorul oamenilor, ci ne ajută El în necaz. El este Cel care ne scapă. El este Cel care ne dă bucurie. El este Cel care reînnoiește cheful de viață în noi. Nu? Când v-ați trezit azi dimineață și ați văzut cât de frumos răsare soarele, nu-ți venea să te întinzi? Să ai senzația că nu vei muri niciodată? Nu? De la Dumnezeu sunt astea. Hai să-L lăudăm pe Domnul cu o cântare. Dacă altcineva își dorește o cântare și ne spune. 88. Bine, bă, că le-am luat la rând de la 80. 88. Mai sus de cerul înstelat. Thank you.
Amin. Amin. Al doilea verset pe care l-am citit în dimineața asta spune așa: cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El este Cel care va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Amin. Amin. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. Dragii mei, e foarte mare lucru ca inima mea și inima voastră, modul meu de a fi și modul vostru de a fi, să fie antrenat în această încredere că totul facem cu Dumnezeu. Vă spuneam, poate data trecută când am fost păstor aici, o întâmplare pe care mi-a povestit-o fratele Chețan. Nu mai rețin în ce localitate era păstor și dormea la fratele prezbiter, cum era atunci, și când trecea pe drum, undeva până la adunare, era un loc unde era o fundație turnată și un pic din zid zidit și crescute buruie, a rămas totul în paragină. Și povestea prezbiterul la fratele Chețan că cu mulți ani în urmă acolo au început niște oameni să-și facă o casă și nu mai rețin exact, s-au certat între ei sau ceva s-a întâmplat, că unul dintre ei a murit acolo sau a căzut ceva pe el, l-a omorât, și a rămas în paragină treaba asta. Și trecuseră mulți ani. Și într-o sâmbătă dimineața, când mergea fratele Chețan din nou la biserică, acolo mușuroi de oameni, toți curățau, s-au apucat de treabă să lucreze și fratele Chețan, unii dintre voi îl știți, așa un om omenos, așa sociabil, așa, le-a dat binețe și s-a dat și a zis: nu, zice, cu ajutorul lui Dumnezeu vă apucați de treabă să terminați. Și unul dintre oamenii de acolo răspunde așa, zice: acum și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu terminăm, nu mai rămâne aici ruină. O zis și ăla, mă rog. Și au mers la slujbă, au ținut slujba, era sâmbătă dimineața, la ora 12 și ceva când au ieșit și au trecut înapoi, nu mai era nimeni acolo la casă. Și ei n-au băgat de seamă, probabil zis la amiază, mănâncă, unde sunt. De fapt, între 9 și 12, până a fost slujba, omul principal al acelui loc și al acelei case murise. Și a rămas iarăși totul în paragină. A zis: acum și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu nu ne mai lăsăm, o ducem la capăt. Aici a zis așa: cu Dumnezeu face sprăvi mari. Dar în orice domeniu. Dacă vrei să faci sprâvi mari în învățătură, fă-le cu Dumnezeu și numai atunci vor fi mari. Dacă nu, nu vor fi mari. Dacă vrei să faci sprâvi mari în agricultură, fă-le cu Dumnezeu și numai atunci vor fi mari. Ți-e așa de complicat să te pui pe genunchi să zici: Doamne, dă-și Tu niște ploaie. Sau: Doamne, oprește ploaia asta. Sau: Doamne, binecuvintează munca mea. E așa de greu, nu? Dacă vrei să faci sprâvi mari, întâmplărie cu Dumnezeu, numai cu Dumnezeu le faci. Fără Dumnezeu nu le faci. Dacă vrei să faci sprâvi mari în predicare, dragii mei, cu Dumnezeu le faci. Nu știu dacă v-am spus eu vreodată că mă tot mai iscodesc cu unii și alții, că, și bineînțeles la cursuri, studenții, că: frate, cum al meu, cum vă faceți predicile? Zic, sunt multe feluri în care eu îmi fac predicile. Dar cât timp vă ia pentru o predică? Păi pentru unele predici mi-a timp un an sau doi ani, pentru alte predici mi-a un minut. Deci depinde, nu? Eu nu pot să gestionez lucrul ăsta, pentru că dacă îl gestionez, aceasta este teza mea de profesor sau de cadru universitar în teologie. Asta e teza mea: dacă eu gestionez lucrul acesta, eu nu am putere în cuvânt. Nu am putere în cuvânt. Păi și cum faceți, domn profesor, zic: eu de dimineața până seara predic.
oriunde sunt, la volan, la cărămidă, eu tot timpul predic. Și sunt predici care îmi vin, se duc, nu mai aduc aminte niciodată de ele, și sunt altele care îmi rămân, sunt unele care le uși și mi le aduc iarăși aminte. Și chiar zilele trecute vorbeam cu Lia și nu mai știu cum a venit vorba, ea știa asta de când eram tânăr, dar n-am mai povestit pe subiectul ăsta. Și mă întreabă ea, acum mai faci la fel? Da, fac la fel. Și ieri, tot așa de dimineață, m-am ascuns și în mintea mea continuam niște gânduri foarte importante, fără să mi le notez, uneori mi le notez, alteori mi le sistematizez, alteori numai în mintea mea le tot... Mă rog, și aveam o predică foarte frumoasă în mintea mea. Și când m-am îmbrăcat să plec la biserică, sau mai devreme, nu mai țin minte, am uitat totul. Și plec la biserică cu Lia și povestesc și zic, nu mai am predică la Hergelia. Adică mesaj, că prediceam, am multe, dar nu e cum așa? Zic, uite, am uitat-o. Nu mai știu. Da, zic, asta e. Am început să mă gândesc să rezolv cumva situația în mintea mea. Și aseară am venit și eram pe genunchi aici, la amvon. Și în timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a adus înapoi predica. Da. Adică că Dumnezeu face sprăvbari. Eu n-am niciun merit în chestia asta. Sunt peste 15 ani de când n-am repetat nicio predică. Și socotiți să vedeți cam câte sunt. Spurgeon a fost pus în panteonul celor mai mari predicatori a istoriei omenirii, că a ținut în jur de 1000 de predici. N-am voie să fac declarații nepotrivite despre mine, dar am depășit mult 1000 de predici. Nu de predicări. Că așa... Ai teancul și le tot repeți. Nu se predici de 1000 de ori, ci 1000 de predici care nu se repet, nu se regăsesc. Cu Dumnezeu faci sprăvi mari. Vrei să faci de mâncare, să impresionezi pe cineva. Fă-o cu Dumnezeu, e așa de complicat. Doamne, am și eu aici un pic de țelină, un cartof stricat și o ceapă de gerat. Și chiar aș vrea să fac o mâncare bună. Cu Dumnezeu faci sprăvi mari. Așa spune textul și credeți-mă, chiar dacă voi gândiți altfel, eu chiar îl cred pe Dumnezeu. De ce frumos zice, cu Dumnezeu vom face isprăvi mari. Fără Dumnezeu, și dacă-s mari, nu țin. Sau și dacă ni se par că sunt mari, nu sunt. Mare lucru să faci isprăvi cu Dumnezeu. În absolut orice domeniu. Vrei să-ți iei o haină? Ia-o cu Dumnezeu, e complicat. Ți se pare așa, ți se pare că ești așa de deștept că nu merită să-l consulți și pe el? Nu. Doamne, așa să-mi cumpăr și o haină. Ajută-mă să iau o haină bună. E complicat să zici. Bă, și dacă nu crezi, măcar zi. Că poate încet vine și credința, nu? Te duci și probezi haina și domnișoara aceea de acolo sau doamna aia de acolo te tot periază și vai ce bine stă așa. Și da, mulțumesc, și în gândul tău să zici, Doamne, dar oare tu ce zici? Poate îți dă un gând, poate nu-ți dă niciun gând. Sau poate zice, bă, dă-o jos și aruncă-o că nu-ți trebuie. Cu Dumnezeu faci sprăvi mari în orice domeniu. Dragii mei, vă rog să nu-L credeți pe Dumnezeu prost, că nu e. Nu. Vom vedea chiar astăzi la studiu. Pe mine deja începe să mă distrează. Am depășit perioada când mă supăra. Adică aveți acolo pe o zi chestia cu temete de Dumnezeu în care îți explică pe o jumătate de pagină că să te temi de Dumnezeu înseamnă să nu te temi. Și eu nu înțeleg pe frații ăștia mei care scriu, dar așa de cretin era Dumnezeu, doar dacă vrea să scrie altceva, nu scria temete. Că scria altceva, dar păi el a scris temete și vină cu frică și cu tremur înaintea mea până eu am scris, eu l-a scris. Și tot felul de explicații de astea care ne plac nouă să ne le dăm unii altora, pentru ce? Dacă Dumnezeu face sprăvi mari. Las-o așa, mă, omule, mă, că știu de el ce-o zis, nu?
Nu? Și chiar se pricepe Dumnezeu și în literatură, și în poezie, și în filosofie, și în fizică, și în chimie, dar se pricepe mai bine decât voi. Ia du-te tu la un din ăsta, la un mecanic de ăsta care creează mecanică și spune să-ți facă un deget care să facă mișcările astea cât face degetul tău mic. Se vezi, poate? Și să le facă coordonate de un creier, vezi, poate? Și chiar dacă o să poată până la urmă. Niciodată nu se poate să facă ce face Dumnezeu. Și ce poate să facă, știți de ce face? Că Dumnezeu ridică să facă. Cu Dumnezeu faci isprăvi mari. Nu? Nu? Uite, stăm noi aici așa, nu știu câți dintre voi aveți curiozitatea să vedeți de pe ce meridiane ale planetei Pământ și în ce colțuri din lumea asta stă cineva și se uită la predica asta. Ei, păi, dar sigur, tehnica. Care tehnică, dragul meu? Astea sunt de la Dumnezeu. A, că oamenii le îmbrobodi și le folosesc, iar asta e altă problemă. Deci fără Dumnezeu nu există nimic din asta. Cu Dumnezeu se fac isprăvi mari. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu pentru faptul că cu El facem isprăvi mari. 365. Bine, Rebecca. I-am spus și la Sergiu, mai veniți și voi pe la biserică. Așa, mai rar, dar e bine, 365. Iesc a merge. Amin, amin. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Cele mai mari, sau cea mai mare ispravă pe care o poți face cu Dumnezeu și care va conta cel mai mult, care e să fii un om pocăit. Cea mai mare ispravă pe care o poate face cineva cu Dumnezeu. Iar dacă face cineva isprava asta fără Dumnezeu, știți ce ajunge? Fariseu. Da. Au făcut și ei isprăvi mari, unii din ei, fără Dumnezeu. Și cu răsplata care derivă dintr-o asemenea ispravă. Bine, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim că El ne izbăvește în necaz, să-i mulțumim că nu ne lasă la amabilitățile oamenilor, pentru că ajutorul acela nu-i de mare nădejde, și să-i mulțumim că cu Dumnezeu facem isprăvi
Ma, simțiți-vă liberi să vă rugați și să spuneți lui Dumnezeu lucrul acesta. Ne plecăm pe genunchi. Putem face, Doamne, lucrarea care Tu ai dat-o în grădinile noastre și în hotarul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ai binecuvântat hotarul acesta. Te rugăm, Doamne, să-l ocrotești de viață și de primește. Fii, Doamne, cu noi în continuare și cu Duhul Tău Sfânt binecuvintează și pe bolnavii care îți pe paturile de suferință. Ajută, Doamne, și pe copiii noștri care încă nu-s la adevărul Tău. Dă-le putere, Doamne, să te cunosc. Amin. În numele Lui Iisus te-a rugat și îți mulțumim frumos. Amin. Amin. Bunule Părinte care locuiești în ceruri, ne închinăm în dimineața aceasta înaintea Ta și îți mulțumim că Scripturile Tale sensibilizează cuvântul, inimile noastre și viața noastră. Îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul Scripturilor Tale se îmbogățește în noi. Ajută, Doamne, să prețuim lucrul acesta. Îți mulțumim pentru liniștea din dimineața aceasta și pacea pe care o avem la biserică. Te lăudăm pentru ea, Doamne, și Te rugăm să primești laudele noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru încurajarea din această dimineață. Ajută-ne să credem că Tu ești Cel care ne scapi din necazuri.
Ajută-ne, Doamne, să credem că lucrul acesta oamenii nu pot să-l facă. Ajută-ne, Doamne, să credem că doar cu Tine, în orice domeniu al vieții, vom face isprăvi mari. Și această credință să ne însoțească în fiecare zi. Rămâi cu noi și numele Tău să fie slăvit prin Iisus Hristos, acum și în veci de veci. Amin. Amin.